Dacă alegem un job, dacă alegem o vocație, trebuie să vedem și să cred că avem nevoie de sfaturi pe zona asta, pentru că avem nevoie de curaj să încercăm, că uneori păstrăm un job pentru că nu avem curaj să schimbăm, nu știm ce o să găsim într-o altă parte, așa că chiar dacă nu suntem fericiți unde suntem în momentul respectiv, nu încercăm să schimbăm și uneori avem nevoie de această schimbare. Și să vorbim despre acest subiect o alături de mine, Alina Margina. Nu, bună dimineața, Alina, bine ai venit! Te-am găsit. Mă bucur că ești cu noi pentru că am vorbit deja de mai multe ori despre, despre asta, zona de job, de profesie și chiar tu ai scris pe blogul tău de curând un articol despre asta și cum se numea job, cariera, vocație, cariera, tu ce vocație, alegi? Cariera, vocație, ce alegi? Este o serie de articole în care iau fiecare componentă, deci componenta de job, carieră, vocație, analizăm ce reprezintă fiecare, care sunt caracteristicile principale ale fiecărui segment și încheierea acestei serii este cu un articol ca o concluzie. Acum emisiunea ta vine un pic înaintea publicării acestor concluzii. Deci este perfect, să aflăm în premieră ce va conține ultimul articol. Asta e promisiunea mea, o să aflăm mai multe detalii înainte de a vedea. Este o avant-premieră, într-adevăr. Și dacă, deci ziceam asta, și tu ai remarcat că e o perioadă în care ne dorim să schimbăm, asta septembrie, de obicei sau înainte de vară sau la finalul verii, ne dorim o schimbare. Este un moment potrivit să schimbăm jobul? Aș zice că oricând este un moment potrivit, atâta timp cât simțim un impuls interior să facem această schimbare. Acum poate că este o perioadă în care cumva schimbările sunt la un alt nivel, pentru că sunt etape de final, adică sunt mulți absolvenți care și-au dat examenele în vară sau în perioada asta. Sunt studenți care au fost admiși la facultate și poate își caută în paralel și un job. Și atunci, toamna, în general, după ce oamenii și-au luat așa o perioadă de vacanță, iulie-august, când probabil cu toți am fost un pic mai relaxați, acum ne revenim. Revenim pe la casele noastre și ne întrebăm, ok, ce facem noi în latura profesională a vieții. Deci, practic, e o perioadă în care noi ne dorim o schimbare, doar că piața de muncă e destul încărcată, pentru că toți vrem să schimbăm aproape sau să ajungem pe piața de muncă în același timp și e mai înghesuit, așa că... Poate să fie mai înghesuit, dar, pe de altă parte, asta e o oportunitate, pentru că și companiile sunt... mult mai dinamice în perioada asta, caută, cum spuneam, proaspăt absolvenți sau chiar studenți și în România în ultima vreme sistemul de internship sau de part-time a început să se dezvolte din ce în ce mai mult și atunci există și această flexibilitate a programului. Da, pentru că asta m-a mirat foarte mult când am ajuns în România, că studenți sunt capabili să lucrez 8 ore pe zi. Acum este sistemul, cum zici tu, de part-time care mi se pare mai potrivit pentru studenți, dar un student lucrează și 8 ore pe zi și are și facultate și reușește să obțină o diplomă și asta arată că România au curaj, pentru că în Franța nu facem asta, ceva, asta e clar. Dacă mergem la facultate, mergem doar la facultate și dacă lucrăm, lucrăm puțin seara, 2-3 ore pe zi sau în timpul weekendului, dar niciodată nu lucrăm. Dar bine, pentru că nici nu facultate nu e așa permisivă, în fel încât că poți să nu mergi la curs dacă ai curs în cursul zilei, trebuie să mergi la facultate, dacă ești absent, nu primești diploma. Asta poate fi o diferență. Este un efort, într-adevăr, pentru cei care fac în paralel și facultate și lucrează full-time. Și pentru că și eu am lucrat într-o multinațională înainte să ajung aici la 7TV și fix simțeam asta, cum ziceai tu, că în timpul verii era mult mai calm, deci era un fel de proiect pe partea de suport client cu peste 100 de persoane și în timpul verii era jumătate din persoane pentru că toți erau plecat în concediu, pentru că studenți pleacă într-o altă țară sau începa un alt job și mai departe, deci în timpul verii era mult mai calm, dar era și activitate mai liniștită. Pentru că clienții erau toți și ei în concediu, dar e clar că în septembrie-octombrie, când vineau studenți, acolo era mult mai dinamic și vinea zeci de oameni până când ajungeam la o echipă de 100 de persoane. La noi poate mai puțin, dar în străinătate sunt sisteme prin care întreaga companie intră în vacanță în aceeași perioadă și atunci, practic, toți angajații și iau concediu. Mai ales în la fabrici, timp. De exemplu, de mașini sau mai departe, se închide 3 săptămâni la rând pentru că e o activitate mai lejeră acolo.
Și totul mă pleacă în același timp, exact. Și nu mai păstrez și plătești mai puțin și pe toate costurile. Și în timpul ăsta poate unii se gândesc să schimbe și să nu se mai întoarcă fiți la același loc. Exact. Dacă pleci prea mult în concediu, ai timp să te gândești. Exact. Dar 3 săptămâni totuși e o perioadă bună. Și deci ai o serie de articol cu job, cariera și vocație. Dacă putem să le luăm la rândă repede, așa, să nu dăm prea multe detalii pentru că trebuie să ne uităm la site-ul tău. Dacă poți să ne amintești site-ul tău, te rog. Jforsuccess.com. Joy 4, succes cu 2 cu 2 S, deci ca în engleză, .com. Da, și acolo e partea de blog cu toate articolele menționate. E partea de blog, da, găsit mai multe resurse și pe partea de carieră și time management, dezvoltare personală, coaching. Dar revenind la subiectul nostru de astăzi, ca să ne încadrăm în timpul restrâns alocat. Câteva caracteristici despre fiecare, așa, în linii mari. Dacă ar fi diferențe între un job, o carieră și o vocație. Jobul. Majoritatea oamenilor înțeleg printr-un job doar un loc unde te duci, petreci lucrezi 8 ore și primești niște bani o dată sau de două ori pe lună, dar este un mediu sigur, predictibil de cele mai multe ori, adică știi că ai un contract de muncă care îți oferă o garanție că și mâine te vei duce la același job în aceleași condiții. Și sunt foarte multe persoane care aleg să aibă doar un job și atât. Eu în articol am spus că este foarte bine dacă persoana respectivă face lucrul ăsta fiind aliniată cu propriile ei dorințe și valori, adică dacă nu-și dorește să realizeze mai mult în mediul profesional, este perfect în regulă, poate are alte preocupări, poate are anumite pasiuni, anumite hobby-uri pe care le face în paralel, poate se orientează mai mult spre viața de familie, poate are cu totul alte priorități decât a investi timp și resurse și energie în dezvoltarea unei cariere, pentru că o carieră reprezintă mai mult decât un simplu job. Jobul practic este ceva alimentar, să zicem așa, mergem la muncă pentru că e nevoie să ne întreținem, să nevoie să umplim frigider, să ne cumpărăm exact, chestie, să avem grijă de familia. E nevoie de niște noastră resurse financiare pentru a locui undeva, pentru a plăti facturile, pentru a avea grijă de familie, a asigura o educație copiilor și așa mai departe. Și în funcție de paradigma în care suntem, avem tendința să ne gândim, cum ziceai tu, dacă o persoană e fericită între ghimele la un job pentru că are alte obiceiuri și viața de familie este o prioritate. Exact. Avem tendința să judecăm și să zicem de ce este o persoană care nu are nicio ambiție. Doar că trebuie să înțelegem că, de fapt, e o alegere de viață și exact trebuie să respectăm asta. Exact, exact. Nu înseamnă că nu are nicio ambiție în viață. Înseamnă că, pur și simplu, ia latura profesională ca pe o sursă de venit și un context care îi oferă o anumită stabilitate în viață și anumite resurse cu care să poată să-și trăiască viața așa cum dorește. Scuze-mă, pentru că sunt persoane care, din contrast, zic că nu avem jobul pentru că, cum zici tu, dacă trebuie să muncim, să câștigăm viața noastră, dar pentru că asta e societatea noastră capitalistă, dar sunt oameni care îți doresc să aibă niciun job și pentru că avem o singură viață, asta e o vorba, și trebuie să profităm cât mai mult și dacă putem să nu muncim, dar tot dacă ajungem într-un extrem, nu este bine. Chiar dacă muncim prea mult și ne implicăm prea mult în cariera noastră sau dacă nu... Aici aș face o remarcă totuși legat de job. Să fim atenți, sau oamenii în general, e nevoie să fie un pic atenți în momentul în care își doresc altceva decât un job și cu toate astea nu au decât un job. Adică în momentul în care fac ceva ce nu le place, uneori chiar îi frustrează și se simt obligați să meargă la job și atunci jobul devine aproape un calvar, devine un element de stres și atunci înseamnă că ei de fapt își doresc altceva pe parte profesională și cu toate astea se cramponează în a rămâne într-un job din diferite motive și explic mai multe în articol, pot fi acele frici că își pierd jobul și nu mai au cu ce să plătească facturile, nu mai au cu ce să-și întrețină familia și așa mai departe. Deci e ok să avem un job, dar trebuie să avem și altceva, să nu devine doar jobul ăsta o sursă de frustrare pe termen lung. Exact, să luăm jobul ca atare, adică să ne asumăm că ne ducem la job și nu devenim frustrați de faptul că jobul nu este ceea ce ne dorim.
Și acum să trecem la cariera. Pentru la, că... carieră, la carieră, aici sunt mai multe elemente care vin pe lângă partea de job. Adică pentru a realiza o carieră e nevoie să îți faci treaba ca la orice job, cu responsabilitate și cu profesionalism. Cu toate astea, e nevoie de o dezvoltare permanentă și de a-ți dezvolta niște abilități care sunt conforme nu numai cu poziția pe care o ai la momentul respectiv, dar și cu ceea ce îți dorești tu ca să atingi ca și poziție în perspectivă, adică să te pregătești cumva pentru următorul pas pe care ți-l dorești, pentru că promovarea în carieră se face pe baza acestor competențe care fac diferența între o persoană care este foarte bună pe poziția care este și o persoană care poate să facă mai mult de atât. Da, deci, practic, să nu credem că o persoană care vrea doar un job nu se face bine treaba pentru că are interes pe hobby-ul și nu pe job-ul. Nu, poate să facă un job foarte bun, să lucrează foarte bine pe domeniul lui, doar că nu-ți dorește mai mult și o persoană care vrea mai mult o să învață puțin mai mult, să se pregătește pentru faza următoare din viața lui. Exact, exact. Și aici aș face o recomandare celor care își doresc mai mult decât un job, își doresc să-și creeze o carieră, să cultive acele abilități și acele competențe care să le permită accederea pe un nivel superior. Pentru că dacă o persoană își face foarte bine treaba pe poziția care se află, e posibil să nu fie remarcată în companie și promovată pe o altă poziție, pentru că nu are nici managerul direct, poate nici colegii, nu au cum să ghicească ce e în mintea persoanei respective dacă acea persoană nu face anumite lucruri, nu se implică într-un anumit fel în activității voluntare, suplimentare, care să le arate celorlalți atât aspirațiile pe care le are, cât și competențele și nivelul de disponibilitate de a învăța în continuare lucruri noi. Da, din experiența am văzut că sunt oameni, cum zici tu, destul de foarte implicați la job, dar destul de timid și care consider că managerul trebuie să știe el că am făcut treaba bună. Sau se așteaptă ca după ce stau un anumit timp în companie, eu știu, mai mulți ani, automat ceva, să fie promovați. Da, e ceva normal, este... merită asta și exact, trebuie fi exact. Promovat. Doar că mereu repeteam în cazul ăsta că managerul tău, ok, el vede că ai rezultate bune, dar dacă nu este în mintea ta, nu știe absolut tot despre tine, dacă tu nu zici, nu exprimi dorința ta de a evolua, n-are de unde să știe și va privilegia o persoană care vine, chiar dacă are rezultate mai puțin bune, dar a spus, eu vreau să evoluez, sunt motivat, deci trebuie să exprimăm ce ne dorim, pentru că doar așa putem să evoluăm. Doar dacă avem un manager extrem de bun, care este empatic, care știe, care se implică foarte mult și vede că avem un potențial, chiar dacă nu zicem nimic, dar uneori nu trebuie să așteptăm așa și trebuie să facem noi pasul ca un angajat și să zicem, eu vreau să evoluez. Exact. Și nu să acumuleze regrete și frustrări că nu observă lumea cât este el de competent sau ea. E nevoie să se deschidă cumva pentru oportunitatea asta și să-și creeze oportunități tocmai arătând acele trăsături care se solicită pentru jobul pe care și-l dorește. Deci trebuie să muncim puțin mai mult pentru că avem jobul uzual pe care îl facem în fiecare zi, dar trebuie să studiem, să facem și pasul următor. Deci, pentru o carieră e nevoie de mai mult implicare. Deci un job facem, muncim și facem ce este pe contractul nostru de muncă, facem tot ce trebuie. Fișa postului, respectăm, lucrăm bine, avem atingem obiectivele. De 8 ore sau cât e stabilit în contract. Cum, și cu asta basta, adică plecăm de la birou și nu ne mai interesează ce se întâmplă. Și la carieră facem puțin mai mult, mai stăm după birou, mai vorbim cu managerii, băi, ce faci, poți să-mi arăți ce lucrezi și mai departe. Exact, suntem atenți la ce se întâmplă în companie, la evoluția companiei, adică dacă sunt oportunități de dezvoltare în interiorul companiei, dacă vedem că nu sunt, atunci căutăm alte variante. Nu suntem cramponați în a sta într-o singură companie dacă noi ne dorim să ne dezvoltăm profesional. Există o piață a muncii care este foarte ofertantă în momentul de față și atunci există tot timpul alternative de a merge în altă parte, poate chiar într-un domeniu paralel sau conex cu ceea ce facem. Adică o persoană care vrea să-și facă o carieră, e nevoie cumva să gândească în perspectivă, pe un termen mediu și lung, și să-și creeze cumva o strategie.
Da, deci e vorba de strategie. Deci am vorbit despre job, despre cariera. Să propun să luăm o scurtă pauză, pentru că după asta o să mergem în bucătărie, am anunțat mai devreme că o să fie gătim și o să vorbim și despre vocația. Dar înainte vă invit să comentați pe Facebook. Dacă momentan am aflat ce înseamnă job, ce înseamnă cariera, să comentați. Dumneavoastră sunteți mai mulți cu job sau cu cariera? Și de ce? Ce vă doriți când mergeți la muncă? Dacă vreți să lucrați 8 ore pe zi și după asta să profitați din viața voastră personală, să profitați de familie, să profitați de hobby-ul sau, din contră, dacă aveți o carieră și vreți să evoluați cât mai mult și să vă implicați cât mai mult în jobul vostru. Așa că comentați pe Facebook și să ziceți dacă sunteți momentan mai mult job sau carieră sau probabil după asta va fi și vocația. Dar rămâneți cu noi, revenim peste 3 minute și ne vedem bucat. Am revenit în bucătăria noastră și o să mai facem încă o dată rețeta zilei, pentru că prima dată a fost foarte rapid și așa că dacă nu erați cu noi de la 8 dimineața, puteți să vedeți cum facem o omletă cu legume bio, care ne-a fost oferit ieri de la Bioenco, a venit cu un coș foarte dragos de legume bio, așa că profităm încă o dată astăzi de ele și o să facem omletă vegetariană foarte sănătoasă și gustoasă pentru un mic dejun perfect. Rămâneți cu noi la rețeta la Fabian. Alina, tot ești cu noi și ne-am bucurat să auzim sfaturile tale despre job-ul și care este diferența între job și cariera, pentru că sunt diferențe. Dacă poți să ne amintești în două cuvinte diferențele între job și cariera. Și între timp eu mă apuc să tai legumele, pentru că pentru această rețetă vezi că este foarte colorat, avem foarte multe legume. O să avem o vânătă roz, așa, foarte drăguță. Deci tot este bio, tot este proaspăt, vine din ferma de lângă Bucureștiul, care, deci sunt oamenii în inserție profesională, deci vorbim despre job și asta e interesant, că sunt oameni care nu au găsit un loc de muncă sau s-au îndepărtat foarte mult de piața muncii de foarte mult timp și sunt înțerat cu ferma asta, lucrez acolo până când îți găsesc un alt job și produc niște fructe și legume foarte, foarte buni. Așa că eu tai legumele și tu explici care este diferența între job, cariera și ajungem în curând la vocație. Bun, deci, pe scurt, un job reprezintă o activitate remunerată, da, printr-un salariu, care se încasează de majoritatea oamenilor o dată sau de două ori pe lună și care oferă o siguranță și o stabilitate, pentru ca cei care își aleg această activitate să poată să se întrețină, în primul rând, pe ei și familiile lor și să aibă o viață echilibrată dacă nu își doresc să se implic mai mult, să aibă o carieră sau să facă ceva pe cont propriu, pentru că asta e un alt aspect pe care, da. Despre care vom vorbi în continuare. Da. O carieră implică mult mai multe lucruri față de un job. Adică dacă la job avem un program fix, de obicei, fie el de 8 ore, fie part-time, în momentul în care vrem să ne dezvoltăm o carieră, înseamnă că suntem dispuși totodată să investim mai mult timp decât cel petrecut efectiv la job, adică poate studiem individual acasă, poate ne implicăm în activități în cadrul companiei care nu sunt neapărat menționate în fișa postului și nu sunt impuse de companie, ci ne oferim această curiozitate care ne pune să aflăm cât mai mult despre și jobul nostru și ce fac ceilalți, exact. Să știm environmentul din companie, să știm absolut tot. Exact, deci este o disponibilitate de a te implica suplimentar în activități care nu sunt date ca atare de către manager sau de către companie. Dacă nu faci asta, nimeni nu se supără pe tine. Nu se supără, exact, pentru că tu îți faci treaba pentru care ești plătit, adică pentru care primești salariu. Însă în momentul în care îți dorești mai mult de atât, adică îți dorești să promovezi ierarhic, îți dorești să câștigi mai bine, îți dorești să ai o reputație în domeniu sau în compania respectivă, atunci deja înseamnă că te interesează mai mult decât în job și ești dispus să faci și pașii necesari, pentru că am întâlnit persoane care și-ar dori să aibă statutul altul decât cel de la jobul actual, și-ar dori să câștige mult mai mulți bani, și-ar dori să fie mai apreciați de colegi și să aibă acces la anumite cercuri mai înalte din domeniul în care lucrează, dar nu sunt dispuși să facă nimic
Da, deci fac, în fac plus față de ce făceau okay, deci în momentul respectiv. Ce trebuie și consider că merit mai mult și nu vreau să fac nimic în plus pentru exact, că merit. Exact, exact. Și în, în momentul ăsta se creează un, o discrepanță între aspirațiile lor la nivel interior și ceea ce sunt dispuși să facă efectiv în, în plan real, în plan concret. Și atunci este puțin probabil ca ei să fie într-adevăr promovați doar pentru că, nu știu... Pentru că sunt simpatici. Au ochi frumoși, da, da. Exact. Asta zicem. Dar dacă, da, și asta e o altă fază și o să vorbim după asta, că trebuie să fim și simpatici cu colegi, că competența nu e suficientă. Uneori avem un, o persoană care este foarte bună în domeniul lui, dar n-ar fi un manager bun pentru că nu are competența asta socială care implica de a dezvolta colegii tăi, care implica exact, să... Exact. Pentru a putea promova, pentru a putea să-ți creezi o carieră, e nevoie ca dincolo de competențele pe care le ai la un moment în care decizi lucrul ăsta aflându-te într-un anumit job, da? Să zicem că o persoană este pe entry level, da? Și aspiră să-și dezvolte o carieră în domeniul respectiv. Ei bine, are competențele necesare pentru nivelul la care se află, însă pentru a promova e nevoie să-și cultive acele competențe care sunt solicitate de nivelele superioare la care aspiră. Mm-hmm. Și într-adevăr, da, pentru a promova e nevoie și de dezvoltarea pe lângă acelor competențe tehnice care sunt undeva baza pentru a promova într-un domeniu, e nevoie și de acele competențe sociale, să spunem așa, de relaționare, de interacțiune cu ceilalți, de competențe de leadership și de management care presupun gestionarea unor strategii și a unei viziuni pe termen mediu și lung. Vocația. Vocația. Vocația e ceva ce aș recomanda fiecăruia să-și o urmeze, indiferent că o face în contextul unui job, al unei cariere sau fie dacă alege varianta de a-și deschide o activitate pe cont propriu. Vocația este acea chemare, acea menire pe care fiecare dintre noi o avem, dar pe care, din păcate, cel puțin în momentul ăsta, în societate, foarte puțini și-o descoperă și foarte puțini, mult mai puțini, o și urmează. Și dacă spuneam mai devreme că la job pot interveni anumite frustrări pentru că există persoane care au acceptat statutul de angajat și se duc și prestează o muncă, da? Salariată, cum e menționat în codul muncii, da? Însă, ele și-ar fi dorit, de fapt, cu totul altceva. Să zicem, nu știu, există cineva care în copilărie ani de zile a studiat pianul și și-ar fi dorit să continue cariera în domeniul ăsta și ajunge la o muncă de birou. Da, pentru mai multe motive. Poate fi familie care zice, nu ai cum să trăiești cu pasiunea ta, pentru că exact, nu se cașic bani sau sunt prea puțin oameni care reușesc. Deci poate fi o presiune a familiei sau din entourage în general. Și pentru că dacă avem un job plătit și știm că primim aceeași sumă în fiecare lună, avem o siguranță dacă ne deschidem o firmă, dacă avem o vocație ca pianul, de exemplu. Nu suntem siguri dacă o să reușim, dacă o să trăim din asta. Cum ne dăm curaj să urmărim vocația noastră? Din punctul ăsta de vedere, societatea nu ne prea ajută, pentru că ni se transmit din aproape toate direcțiile mesaje că e nevoie să ai ceva stabil, cât mai stabil, cât mai predictibil și că e nevoie să faci ce face toată lumea. În momentul în care vrei să-ți urmezi vocația, aici intervine marea diferență. Când vrei să-ți urmezi vocația, de fapt, îți urmezi chemarea interioară, practic ce-ți spune sufletul și mai puțin ce-ți spun ceilalți, pentru că ceilalți au tiparele lor de gândire și au obișnuințele lor și au modul lor de a vedea lumea. În momentul în care
o persoană simte că vrea să facă ceva în viață prin vocația ei, atunci e nevoie într-adevăr de foarte mult curaj și de foarte multă încredere și perseverență în a urma acea vocație, pentru că nu este simplu. De cele mai multe ori, multă lume renunță pentru că nu are acest curaj, sau dacă l-are o perioadă, ajunge să fie copleșit de toate problemele care apar, de munca necesară pentru a reuși. Da, pentru că de obicei vocația este, trebuie să ne implicăm mult mai mult decât un job uzual. Deci dacă lucrăm 8 ore pe zi într-un job normal, lucrăm 16 ore pe zi când avem o pasiune și când, pentru că trebuie să muncim de 2 ore mai mult să reușim în domeniul respectiv. Exact. Revenim repede la rețeta noastră, că aproape s-a terminat. Mai avem, deci am pus legumele în tigaie și mai avem doar ouăle de spart și depus acolo, deci o să facem asta repede. Și se va termina omleta noastră, deci vezi că e o rețetă foarte simplă. Nu... Și foarte colorată. Da, foarte colorată. Asta este partea bună cu legumele, pentru că... Alors, la galbenuș de ou este o metodă franceză, pentru că poți să amesteci foarte mult până când tot se amestecă, dar la noi lăsăm puțin, știm, nu amestecăm foarte bine, să lăsăm și puțin alb și e și dubla culoarea, pentru că omleta devine și alb și galben în același timp. Știu că unii oameni nu apreciază asta în România pentru că trebuie să fie bine copt, că trebuie să fie galben perfect, să fie prăjit perfect. Dar îmi pare rău că tot mi-am păstrat asta, latura asta franceză. Așa că îmi respect tradiția, dar dacă la dumneavoastră acasă nu vă convine, puteți să amestecați mai bine, puteți să-l faceți cum doriți. Ideea este că ingredientele sunt cheile și după asta rețeta adaptați cum vreți. Pe tigaia o să mai pun... Asta este brânza emmental ras, este tot din Franța, puteți să folosiți și cașcaval, pentru că merge și cu cașcaval fără nicio problemă. Și o să mai așteptam, o să pun zare, pentru că repet că de fiecare dată echipa mea certa că eu nu folosesc sare când fac o rețetă, pentru că nu mănânc sărat, dar după asta ei mănânc, știi, și după asta vin și pe ce n-ai pus sare, așa că de data asta tot am pus și o să mă obișnuiesc până la urmă de 2 săptămâni gătim aici în direct. Și după 2 săptămâni am înțeles că trebuie să pun sare. Deci am vorbit despre vocația asta, deci este partea cea mai frumoasă, să zicem așa, este și mai grea. Partea cea mai frumoasă și cu cele mai multe provocări, dar totodată și cu cele mai mari satisfacții. Adică în momentul în care alegi să-ți urmezi vocația, prima etapă este să te intereseze lucrul ăsta. Adică să te gândești un pic ce ai vrea să faci și nu să iei din exterior, ok, ca să am o viață liniștită, frumoasă, e nevoie să fac asta și să preiei informații din exterior. Dar dacă te întrebi ce vrei să faci și simți că ai o înclinație spre anumit domeniu, e ceva ce te pasionează, atunci, într-adevăr, e nevoie să muncești foarte mult pentru lucrul ăsta și satisfacțiile vor fi pe măsura implicării și curajului. Deci, repet că în perioada de septembrie avem tendința să ne gândim după ce ne întoarcem de concediu la ce vrem să facem și acum știm că există 3 variante. Putem să ne alegem un job dacă vrem să avem o viață personală mai bogată, dacă preferăm să ne implicăm într-un hobby, să ne implicăm cu familie. Putem să ne alegem un job care o să mergem 8 ore pe zi sau mai puțin dacă sunt part-time, doar să avem un câștig și după asta să împlinim viața noastră personală. Dacă vrem să facem puțin mai mult, putem să urmărim o carieră și să ne implicăm peste programul nostru, să facem, să lucrăm și la pasul următor și să ne interesăm la ce se întâmplă după asta, să fim pregătiți să evoluăm în cadrul companiei dacă suntem angajați, de exemplu. Și ultima etapă, dacă ne dorim o schimbare foarte mare, putem să urmărim vocația noastră, doar că trebuie să știm că avem nevoie de răbdare, de curaj și de implicare, că trebuie să muncim foarte, foarte, foarte
Foarte mult. Asta... Foarte mult, dar cu multă pasiune și cu foarte multă bucurie. Deci asta este, va fi concluzia în blogul tău. Repet, site-ul Joy for Success, în engleză, Joy for cu patru, success.com. Și pentru că e o serie de articole, a fost un articol despre job, un articol despre cariera, un articol despre vocația și urmează concluzia finală. Concluzie și mai sunt câteva surprize pe care le punem un articol și le vedem într-o emisiune următoare. Da, exact, o să mai vorbim mai aici despre concluzia, dar puteți să urmăriți și pe site-ul Alinei să vedeți despre ce cum este vorba. Cum putem să exprimăm vocația concret. Foarte frumos. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit, că ne-ai eclarat pe partea asta de job. Că, repet, că dacă vreți să schimbați, de exemplu, domeniul de IT, asta a fost o actualitate, se vor deschide peste 900.000 de job de IT până în 2020 peste tot în Europa. Deci dacă vreți să schimbați jobul, asta poate fi o variantă, pentru că se câștigă și destul de bine și vor fi suficient locuri de muncă ca facultăți nu fac față și nu trimit suficient studenți în domeniul respectiv.